Inspectoratul de poliție al județului Gorj a anunțat că a informat Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei pentru a dispune măsuri legale, după ce senatorul PNL Ion Iordache, alături de alte trei persoane, apare într-un filmuleț în care gazul de la o conductă a unei foste sonde este aprins cu o brichetă. Ca urmare a imaginilor apărute în spațiul online în care patru bărbați se află în jurul unei vane de transport a gazelor naturale, iar unul dintre ei dă foc gazului care ar ieși din vană, IPJ Gorj a informat Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei pentru a dispune măsuri legale conform legii numărul 123 din 2012 privind energia electrică și gazele naturale. Conform IPJ Gorj, imaginile distribuite pe rețelele de socializare au creat controverse în mediul online.